Tehnologia dezvoltată în diverse domenii ne poate face viața mult mai ușoară în viitor. Ea va evolua, cu siguranță, mult mai mult decât este în prezent și va fi mai ușor de utilizat decât acum. Pe lângă evoluție, ea va înregistra și o simplificare și aplicabilitate la tot mai multe aspecte ale vieții noastre. Smartphone-urile, tabletele și calculatoarele devin tot mai indispensabile pentru noi în viața de zi cu zi. Acestea își găsesc utilitatea în aproape tot ceea ce facem. Multe invenții care se interconectează ne transformă locuințele în locuințe inteligente. E cazul și celei denumite Skybell 2.0. Aceasta este o sonerie cu interfon video conectată la locuința ta prin Wi-Fi. În momentul în care cineva sună la ușă, pe smartphone-ul tău va apărea o fereastră în care poți vedea cine este la ușă. Nu e nevoie să fii acasă, căci poți primi imaginile direct prin internet oriunde te-ai afla. Această invenție e compatibilă atât cu dispozitivele cu sistem de operare Android, cât și cu cele cu sistem de operare iOS. Cei care inventează noi gadgeturi și dispozitive inteligente pentru oameni s-au gândit și la animalele de companie. Acestea au acum la dispoziție PetCube, un gadget extraordinar care te ajută să stai cu ochii pe animalele de companie de acasă, chiar și atunci când ești plecat undeva. PetCube include o cameră video care transmite către telefonul tău imagini la rezoluție HD cu animalele din casă, boxe pentru a putea scoate și sonor, dar și un laser incorporat. Acesta având scopul de a ține trează atenția animalelor tale de casă, fără ca acestea să-și facă treaba prin altă parte a locuinței. Acesta se conectează la internet prin Wi-Fi și îți pune la dispoziție imagini din casa ta oricând vrei să vezi ce mai fac dragile tale animale de companie. Laptopurile au evoluat și ele foarte mult în ultimii ani, devenind tot mai performante, mai ușoare, mai subțiri și mai dotate cu numeroase opțiuni pe care le dorim de la ele. Toate componentele unui laptop au atins o performanță tot mai bună de-a lungul timpului. Cei care spun că tabletele vor înlocui laptopurile nu au dreptate în totalitate, căci un dispozitiv nu poate prelua în întregime ceea ce face altul dintr-o categorie total diferită.